România și Ungaria sunt țări vecine din Europa Centrală, țări care sunt în același timp și membre NATO și ale Uniunii Europene. Ungaria are 93.000 de kilometri pătrați. Asta înseamnă de două ori și jumătate un teritoriu mai mic decât al României. Din punct de vedere al populației, 10 milioane de oameni, haideți să zicem jumătate din populația României. Deci din punctul acesta de vedere, nu cred că se pune pentru noi români o problemă aceasta, Doamne, vin ungurii peste noi și ce ne facem. Nu cred că e corect dacă încercăm să gândim așa. Cele două state sunt state în curs de dezvoltare, cum bine știm, țări vecine, avem o graniță comună de aproximativ 400 de kilometri, graniță care este în forma actuală de la finele primului război mondial. Interesant este că pe teritoriul celor două țări trăiesc comunități umane, în sensul că în România avem unguri, să zicem, pe teritoriul nostru, în timp ce, dincolo de frontieră, în Ungaria, trăiesc de asemenea români, însă trebuie să fac o subliniere. Raportul este net în favoarea maghiarilor, în sensul că, dincolo de graniță, trăiesc câteva zeci de mii de români, în timp ce la noi populația maghiară este undeva la 1,5 milioane, dacă luăm per total județe, nu numai Harghita și Covasna, unde știm bine că populația maghiară este majoritară. Dacă mă gândesc la faptul că în jurul nostru lucrurile sunt în fierbere, uite, avem un motiv în plus ca să ne îngrijorăm vis-a-vis de această situație a noastră legată de disputele cu Ungaria. Înclin să cred însă personal că nu se pot compara cele două situații, însă sunt binevenite astfel de evenimente ca să încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru și în același timp să avem în vedere și istoria asta care poate duce la astfel de evenimente. Se pare că și astăzi, mai ales că există o schimbare de regim, de Parlament European. Pe 25 mai, în toată Europa, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European și din ce am citit și m-am documentat, am constatat că partidele de extremă dreaptă sunt un pic pe val. Un pic pe val în sensul că au avut procente, eram în Franța acum 3 săptămâni când au avut loc alegerile municipale și partidul Le Pen a avut foarte multe voturi în municipiile și orașele din Franța, pe locul 2, în alte orașe, pe locul 3. Și în cazul de față, mișcările care au avut loc, disputele care au avut loc în Ardeal, bine le știți din mass media, în primăvara acestui an, prin care guvernul și președintele României au fost nevoiți să facă niște declarații destul de dure față de liderii unor partide extremiste și chiar să-i expuzeze din țară, denotă, iată, aceste declarații care nu sunt, mă rog, nici de bun simț, nici onorabile pentru cei care le emit. Pentru că știm foarte bine că suntem recunoscuți pe plan mondial și nu de acum, ci cu secole în urmă, hai să spunem secolul XIX, să nu vorbim de secolul XX sau secolul ăsta XXI în care suntem, recunoscuți în istoria universală că românii au fost așezați între granița dintre Dunăre și Carpați, Dunăre la vest și Carpați la est, deci români, daci, romani și alte etnii care au trecut, au creat această. Iar în secolul IX, când maghiarii, hunii au venit, ei s-au stabilit în această zonă imensă. De aceea știm foarte bine că românii au fost băgați în seamă, scuzați-mi această expresie, de către Parlamentul de la Budapesta. Aveau parlamentari în secolul XIX în Parlamentul de la Budapesta și reprezentanți în Imperiul Habsburgic, austro-ungar. De asemenea știm foarte bine că latinitatea a fost mai pregnantă și Revoluția de 1848 a scos în evidență
mult mai mult această amprentă a românilor din Transilvania de latin față de Revoluția din Țara Românească și acea Revoluție din Moldova care a durat doar câteva ore, în 1848. Știm foarte bine că împăratul Franz Iosef al Austro-Ungariei în secolul XIX și secolul XIX, îl aprecia pe Carol I, regele României, și prințesa Maria cu Ferdinand, după ce s-au căsătorit, următorul rege, Ferdinand, au venit în țară, pentru prima dată în țară au oprit și au salutat pe Franz Iosef, împăratul Austro-Ungariei, și au fost prins foarte bine, tocmai pentru a facilita o diplomație între statul român și Imperiul Austro-Ungar pentru această zonă care s-a numit Ardealul Românesc, Transilvania. Deci eforturi au fost făcute de România de-a lungul timpului, eforturi au fost făcute și de înaintașii ungurilor, ca să spun așa, că erau ei austriei sau că erau unguri, dar din păcate există mentalul colectiv al românilor, dar și al ungurilor, această dispută permanentă că ungurii sunt cel mai mare dușman al nostru și invers, ungurii din Ardeal ne consideră pe noi că nu avem ce să căutăm acolo, ceea ce nu este adevărat. Cred că trebuie să facem o distinție între realitatea existențială care o întâlnim acolo, specifică conviețuirii poporului, oamenilor de acolo, iar pe de altă parte discursului politic și o anumită tendință spre a puncta lucrurile ca senzațional, ca ieșite din comun. Vreau să spun că am remarcat măsura posibilităților mele că acolo este între oamenii obișnuiți, oamenii simpli, oamenii obișnuiți, normali, o viață normală, firească, indiferent de etnia pe care o are, chiar dacă minoritatea, sau acolo de divină, majoritatea este cea maghiară și nu cea română. N-am întâlnit disfuncționalități majore, sunt oameni extraordinari, am prieteni foarte buni, care sunt și acum relații extraordinare din rândul secuilor, fără a simți vreodată ideile acestea extremiste. Incontestabil că ele există, dar n-aș vrea să caracterizeze fenomenul în sine în ceea ce privește relațiile dintre maghiari și români. Deci aș spune că există o anumită stare de normalitate, care practic este și evidențiată istoric. Acum nu sunt eu, nu am fiță prea bine la istorie, dar într-un moment vreau să spun că, de cursul timpului, conflictele între români, între statul nostru român, ca stat sau individual și maghiari, au fost destul de puține. Nu au fost chiar foarte multe. De cele mai multe ori chiar a existat și o anumită colaborare. Nu? Ștefan cel Mare, Matei Corvin și alte exemple. Pe de altă parte, există acest discurs politic, uneori extrem de agresiv, care duce, sigur că da, și la anumite reverberații în plan existențial. Adică există cercuri extremiste, există grupări care vor să fie altfel decât normal. Există, din păcate, acest discurs politic uneori este perceput de către Occident și de aici discuțiile. Care sunt drepturile minorităților, unde sunt ele, plus discursul intern politic din partea unor grupări politice care vor să prezintă lucrurile altfel decât sunt în realitatea lor, nemijlocit. Asta aș vrea să fac această distinție, pentru că cred că este bine a o face și a nu rămâne cumva cu impresia că aici, la noi, este așa un război ideologic. De altfel, am fost surprins să constat că acest discurs politic are consecințe extrem de dăunătoare pentru România. Deci, cei care îl promovează nu văd, în primul rând, sau după nu sunt conștienți, dar nu pot să se afle adevărată realitate de aici, și iar în Occident, sigur că lucrurile se percep cu totul altfel. Eu nu sunt de acord cu ceea ce a citit dumneavoastră aici, că sunt umiliți. Probabil, sunt cazuri de așa ceva. Da. Eu nu zic că nu ori fi, știi? Dar nu putem generaliza. Deci nu asta este general. Vreau să vă spun că într-o vizită mea din Anglia, sigur la un judecător de acolo, care nu cunoștea prea multe despre România, dar era dornic să afle, m-a întrebat direct dacă între noi și maghiari e război. Deci ei percepeau chestiunea, datorită discursului politic, ca un conflict acut, deci nu numai cronic. A luat surprins acum și am explicat, sigur, a rămas surprins și el la rândul său să vadă că realitățile sunt cu totul altele. Deci, cred că, așa cum și în alte domenii, discursul ăsta al nostru politicianist, promovat de oameni care văd numai interesele lor personale, grupuri,
fără o educație prea bine, acum, pe fondul și anumitor realități, dar izolate, de nemulțumit, poate să facă foarte mult rău și face în continuare foarte mult rău. În al treilea rând, aspectul juridic al chestiunii. Vreau să spun că, așa cum am reușit să aflu și eu de la conferințe internaționale, simpozioane, la care am participat, inclusiv pe această temă, lucrurile sunt bine puse la punct în România, chiar într-un plus față de ceea ce există în alte țări. Câteva exemple. De exemplu, conform Constituției, numai la noi, este singura țară din Uniunea Europeană, România, care asigură locuri distincte în Parlament, minorităților naționale, indiferent care sunt ele, care n-au obținut în alegeri un anumit număr de sufragii. Un al doilea exemplu este singura țară din Uniunea Europeană care, practic, ar mai fi în Spania comunitățile locale, dar oricum merge pe acest unitar, care acceptă drepturile electorale unei formațiuni politice sau formațiunilor politice care nu sunt partide politice. Deci, în mod normal, la o autoritate politică, vis-a-vis de accede la putere, noi așa definim la școală partidul politic, nu? Ca fiind singura formațiune asociație care îți propune să accede la putere. Celelalte organizații nu își propun lucrul acesta. Asta ar fi o diferență majoră într-un sindicat, o organizație și un partid politic. Dar noi acceptăm ca și organizațiile minorităților naționale să aibă statutul unui partid politic, așa cum se întâmplă și în cazul maghiarilor și UDMR-ul, nefiind un partid politic și fiind o organizație. Pe urmă, Constituția noastră prevede foarte clar că drepturile minorităților sau există obligație pozitivă a statului pentru a păstra identitatea. Conceptul acesta de identitate națională, etnică, e o chestiune de adevăr foarte sensibilă și ține și de limbă și de obiceiuri și de alte multe chestiuni. Dar, sigur, se doresc o oficializare a acestei probleme, de exemplu, limba. Da, o se discută foarte frumos și românește și în maghiară, în județele respective. Deci e o chestiune foarte interesantă și pe care mi-a plăcut să o constat chiar și la Liviu Rebreanu, când m-am plăcut la urmă, semnala la un moment dat, că țăranul român n-a prea învățat limbi străine. El s-a exprimat totdeauna cam în românești. Chiar dacă a fost soldat în armata ungară, chiar dacă a fost soldat în armata austro-ungară, el folosea în discursul oficial limba străină, pentru că o cunoștea. Dar tot românește vorbe, adică nu a renunțat la această chestiune. Deci, revenind de la problema vis-a-vis de Constituție, această identitate națională este protejată constituțional, trebuie respectat principiul proporționalității, în sensul că drepturile care se conferă minorităților naționale nu trebuie să aibă un caracter de privilegii. E o chestiune foarte sensibilă, face distinția între drept și privilegiu. Nu că lor se poate face foarte bine această distinție, mai ales atunci când vorba de majoritate și minoritate. Dar e imposibil a se face și așa cum celebrii profesori care am avut și eu plăcerea să mă întâlnesc, constatau, din punctul ăsta de vedere, accesul la un învățământ în limba maternă, folosirea limbii materne, nu chiar dacă ea nu e oficial, nu e stat unitar, dar este. Nu sunt probleme deosebite. Practic, am vrut să subliniez în intervenția mea ideea de normalitate. Ideea de normalitate care există ca realitate în sine. Și nu cealaltă fațetă care, din păcate, e promovată de mass media și nu numai de mass media, de chiar de politică, de anormalitate, de conflict, de, eu știu, vedeam la televizor că se scoate în evidență elementele extremiste și pentru faptul că 4 sau 5 dizidenți nu au fost primiți în România, s-a făcut din asta o chestiune care rămâne în opinia publică. Dar de ce nu rămâne starea de normalitate care există? Și nu excepția care, din păcate, nu confirmă regula. Îmi place să mă duc de fiecare dată la Sfântul Gheorghe, la Târgu Mureș, o atmosferă extraordinară. Nu a refuzat nimeni, eu nu știu maghiară, nu? M-am dus în toate magazinele la biblioteci și ok, m-am înțeles perfect în limba română, chiar dacă erau numai unguri, maghiari, am stat și mai mult timp acolo, n-am simțit fobia, sigur, n-am trăit permanent acolo. Dar cred că această stare de normalitate trebuie avut în vedere și nu excepție. Maghiar a venit în valuri repetate și că numărul lor nu era destul de mare, era numărul destul de mic. Iar ca toate populațiile, era toată populația de bucur, vorbim de populații, toate populațiile de genul acesta ajungeau într-o anumită zonă și în funcție de context și de puterea militară sau de inovațiile militare cu care veneau,
se instalau cumva ca o pătură conducătoare peste micile formațiuni pe care le găseau în zonă. Deci, până la urmă, cam asta a fost. Ei au reușit să-și mențină identitatea culturală, aia în forma în care era atunci, și s-au suprapus. Ei, practic, ajungând în zona Panoniei și Meaponii, zona Transilvaniei, s-au suprapus peste micile stătulețe, spunem așa, de populație românească, sub formă unor pături conducătoare. Au preluat puterea, s-au impus mici dinastii conducătoare și au reușit, la fel cum s-a întâmplat în China timp de 3 secole, să nu se amestece cu populația respectivă. Pentru a menține conducerea asta, dacă s-ar fi amestecat, ar fi dispărut, că era mult prea puțin ca număr. Și atunci, asta a fost multul. Țelindrezarul s-a făcut așa, la nivelul ăsta. Și sigur că la un moment dat, în funcție de politică și de trecerea secolelor, prin amestecuri au apărut un număr mai mare de maghiar decât erau inițial. Dar nu e o chestie specifică maghiarilor. Cam toate micile populații care au ajuns, începând cu, de la destrămare Imperiului Roman până în secolul 10-11, au avut aceeași, cam același proces. După. Meritul maghiarilor, din punctul lor de vedere, este acesta că funcția a reușit foarte bine să se adapteze condițiilor și de atunci și și-au păstrat identitatea lor. Asta este. Este un mare merit. În evoluție s-a mai întâmplat un lucru, pentru că deja vorbim de primele secole ale mileniului 2 după Hristos și vorbim aici de faptul că ei s-au creștinat. Au devenit creștini, în contextul acela, devenit creștini catolici. Dacă acum, să zicem că acest lucru ar conta mai puțin, e și nu neapărat necesar, în prima parte a mileniului 2, primele 5 secole, a contat foarte mult. Ce erau parte dintr-un Occident catolic, clar, dominat de papalitate.